Bine ați venit la Digi Animal Club. Sunt Bogdan Uritescu și astăzi vă invit să ne pregătim pentru o competiție. Postura, temperamentul sau aptitudinile sunt doar câteva dintre elementele importante atunci când ne pregătim pentru concurs. De ce mergem cu animalele de companie la expoziții? Ce criterii trebuie să îndeplinească ele și cum anume le pregătim pentru a fi cele mai bune, cele mai frumoase, cele mai echilibrate, cele mai exemplare din rasa lor? Aflăm de la invitații mei de astăzi. Alături de mine se află domnul Cătălin Cornea, specialist în dresaj și comportament canin, și Roxana Tenciuc, alături de Briti. Bine ați venit! Bine v-am găsit! Bine, și Briti la fel, e cam plictisită în dimineața asta. Briti, zi-mi și mie despre ea. Ce e chestia aia de 60 de kg de acolo? Bănuiesc că atât are, nu? Da, 62. Briti Dau Kolo Tosa, numele ei complet. Cum? Briti Dau Kolo Tosa. Suna bacterie, așa, fungă, ceva. Așa, zi. Este un Tosa Inu, un mastiv japonez. Tosa Inu, pune accent. Uite, am auzit rasa japoneză. Da. În vârstă de 1 an. Și la 2 cât se face? Cred că ceva de gen. Aha. E foarte frumoasă, e foarte curată. Merge la concursuri? Da. Este campioană la juniori în Bulgaria, Republica Moldova, și ieri a fost la concurs și în București. Ce concurs? De frumusețe la Romexpo. A luat Best Junior în ambele zile. Și cum concurs de frumusețe? Defilează? Cum merge? Da. Merge într-un anumit fel? A? Mersul trebuie să fie cât mai grațios. Trebuie o anumită postură în ring. În ring? Ringul, da. Ai luat-o special pentru concurs? Și ca animal de companie, nu special de concurs. Și cum e ca un animal de companie? Cum să... este un bun animal, rasa în sine este foarte bună ca animal pentru familie. Este foarte prietenos cu copiii, foarte bun câine de pază, are instinctul de apărare. Eu nu l-am dezvoltat mai mult, fac împreună cu Cătălin doar dresaj de culcat. Doar dresaj de companie, nimic altceva, și de expoziții. A răsuflat ușurat. Zici și mie, Cătălin, câte tipuri de concurs, de competiții sunt? Am auzit multe, de frumos. Nu am degete la mâini să spun câte sunt, dar cele mai populare ar fi aceste expoziții de frumusețe, care printre altele au o valoare foarte mare. De ce? Pentru că atestă, din punct de vedere al aspectului, calitatea unui exemplar dintr-o rasă. Și acel exemplar poate mai departe să perpetueze mai mult și poate să... Bine. Ia uite-mă, v-a dat afară, fii atent. Asta e foarte... Ce cool e asta, fii atent. V-a dat afară. Este foarte important să știm că un câine are valoare kinologică. De ce? Pentru că îl împerechem și pentru iubitorii rasei respective este o bucurie să poată să-și achiziționeze din nou un câine de calitate din punct de vedere al aspectului. Dar în expozițiile acestea de frumusețe, în cele de mare învergură, se pune mare preț și pe caracterul câinelui. Și cum se vede caracterul câinelui? Caracterul câinelui se vede din comportament. Asta înseamnă că în atitudine este un câine care atrage, un câine care nu intimidează, de exemplu, un câine care are mare toleranță, de exemplu, la atingere, la mângâieri, la diverse posturi corporale, ceea ce este foarte important, că altfel devine un animal periculos. Și asta se exclude de la reproducție. Comportamentul derivă din caracter. Poți să-i lucrezi puțin la comportament? Tot ce ține de temperament și de caracter, de multe ori, se moștenește genetic. Din părinți, din bunici și așa mai departe. Tocmai de aceea, în condițiile în care un câine este destul de echilibrat sau suficient de echilibrat așa cum este ea, mai ales că este, de exemplu, aici într-un mediu nou, pur și simplu, acest câine este foarte bun să reproducă. Asta este un avantaj pentru cei care vor achiziționa următorul câine din această rasă, pentru că se va încadra foarte bine în familie. Cei care au copii pot să vină să o tragă de urechi, să se ducă, să pună mâna pe ea, să o ia de lăbuțe și așa mai departe, de fălci, dacă este plăcerea lor, au niște fălci așa rotunde. Ia! Ce-ai văzut pe acolo? Speriată de, cred că, de cameră. S-au oprit beculețe la camera 2. Da, și, de exemplu, ăsta este instinctul de apărare de care spunea Roxana. Este un instinct care se manifestă în condiții în care ceva pare suspect. Pare suspect. N-are legătură cu un caracter, să zic așa, vicios, dar este o caracteristică care poate ajuta un om care are o proprietate. Mișcă ceva în jur, câinele poate să semnaleze. Nu face ca toate visele să sară în cap oricui, dar pur și simplu semnalează că se întâmplă ceva, cum face acum. Dar își păstrează calmul. Ăsta este un lucru foarte bun. Are calmul englezesc, are față de Churchill. Calmul englezesc venit de la japonezi. Da. Văd că ai un odgon cu care îl ții. Faci față? Dă-mi noroc. Da. Cu odgonul. Fac față pentru că este educată de la... De la cât am început dresaj? Cred că de la 6 luni. De la 6 luni am început dresajul cu ea. Păi și la, stai puțin, eu știu că vine educația până la o vârstă și dresajul după o vârstă, nu? Sau cum e? Uite, ce-a la machiajul, fii atent. Cu ce l-ați machiat, fetelor? Deci, întâi începem cu o fază de predresaj, când e cățelul mic, să învețe cum ar fi să meargă în lesă, să se lase condus de lesă, să știe ce înseamnă să facă niște lucruri drăguțe pentru a primi o recompensă și după aceea, în dresajul propriu-zis, care se întâmplă în mediul real, pur și simplu obișnuiești câinele să interpreteze toate lucrurile noi pe care le întâlnește în mediul real într-un sens care ne avantajează pe noi și pe cei care sunt în jurul nostru. Care e motivația ta? De ce te duci cu el la concurs? Eu mi l-am luat ca și animal de companie, dar întrunește toate caracteristicile necesare pentru a face față cu brio unui concurs. Și am vrut să o expun, să văd ce părere au arbitrii, ce părere are lumea. Este și o experiență de socializare pentru ea. Întâlnește alți câini, întâlnește oameni noi, locuri noi și se descurcă de minune. Văd că e superbă și blana e superbă, e întreținută, o peri, o masezi. Nu necesită un grooming foarte detaliat. E o pieptăn o dată pe săptămână. În schimb, alimentația este foarte importantă. Ea mănâncă atât mâncare uscată cât și mâncare gătită, dar fără orez, pentru că are tendințe de îngrășare. Și proteinele stau la baza alimentației. Expozițiile canine seamănă cu prezentările de modă, cum am mai vorbit. În ambele cazuri contează ținuta, croiala și mai ales materialul. Vorbim despre pedigrii, desigur. Ce altfel de competiții? Agility, chestii, obstacole? Da. Aceasta este o competiție care ține de frumusețe, de aspectul fizic, dar există competiții canine care se bazează în mod special pe calitățile de lucru ale câinilor. Pe viteză, pe capacitatea de a se concentra pe secvențe lungi de timp, pe instinctele care predomină în cățel. De exemplu, un instinct de vânătoare care face un câine să alerge după o minge ca un nebun, pur și simplu îl face pe acela extraordinar de bun și mărește viteza în execuția oricărei comenzi pe care o face. De exemplu, există competiții de dresaj de disciplină. Și acolo există anumite tipare în care, efectiv, câinele se mișcă cu atenție alături de stăpân, execută în tocmai și la timp toate comenzile pe care le dă stăpânul și un arbitru punctează. Cine ia cel mai mare punctaj câștigă. Există acest concurs, această competiție de agility în care poate să participe orice fel de câine în aceste competiții, însă Aici se face departajarea la timp și la felul în care ia toate obstacolele la rând. Sunt competiții de genul ăsta? Adică e o mișcare deja începută sau e timidă? Da, la noi în țară, noi suntem niște pitici la grădiniță care ne pregătim să ajungem la nivelul de competiție care există în afară. În afară există și tradiție, există și obișnuință, mentalitatea proprietarului de câine de a se duce la cluburi cu specific să-și antreneze câinii. Acest antrenament pentru competiții, competiția fiind faza, concursul fiind faza finală a acestui antrenament, în care se testează tot ce a învățat câinele, este un mijloc de a face animalul să lucreze, să proceseze din punct de vedere mental, să-i lucreze creierașul și, alături de efortul fizic, să se simtă împlinit cu instinctele satisfăcute. Aici este tot secretul în dresaj. Să știi să satisfaci instinctele câinelui. Asta vreau... Uite, stai așa, că vreau de mult să-l mângâi așa pe burtică. Ia zi-mi, Roxana, după ce termină concursul, se simte mândră, adică împlinită, exact cum a zis Cătălina? Mai bine se simte în ring. Ai, se simte în ring, ești născut acolo pe ring. Eu aș spune că acolo, după toată reușita, simțind energia pozitivă care vine de la stăpân, de la cei din jur, cei care se bucură, emoția specifică unei reușite, face câinele să se bucure, să aibă o altă atitudine în urma unui moment ca ăsta. Ea e vedetă, dragă, este vedetă. Să-i facem masaje. Să... Da. Ai spus că mănâncă și carne așa și... Ce tratament îi dai în afară de mișcare și mișcare zilnică. Ce bea? Bea apă. Apă. Nimic altceva. În alimentația ei se mai găsesc fructe și legume. Cam tot ce ar trebui, practic ce există teoretic în mâncarea uscată, eu îi le dau separat la masa de dimineață. Carne, lactate degresate, în special lactate de capră pentru că au mai mult calciu, fructe și legume. Tu vrei să o duci și la altfel de competiții? În afară de asta de frumusețe? Nu exclud chestia, pentru că se stimulează foarte bine, lucrează foarte bine și cred că are potențial. Da, sunt câini reprezentanța unei rase foarte bune de lucru. Culme, sunt mari, dar se concentrează foarte bine. Instinctul de vânătoare, care există și la ciobăneștii belgieni malinois, există și la ciobănești german sau doberman, poate fi exploatat și poate face un câine ca ăsta să se miște extraordinar, extraordinar, din punct de vedere al comenzilor și al cerințelor pe care le avem față de... Cătălin, tu ai dresat câini, ai dresat și câini de tracțiune pentru sani? Da, am avut un astfel de câine, 12 ani. Și am fost, de exemplu, la noi în țară, am fost la Borsec la o competiție de sledding, de tracțiune câini, cu el și am participat, am făcut 6 km de tracțiune. Cu un singur câine? Cu 2. Mai era încă un elev de-al meu din aceeași rasă, Husky Siberian, cu care am participat, cu o sanie special făcută pentru treaba asta, dar acolo erau echipe de câini câte 6, câte 8, din rasa Malamut, din rasa Samoyed, din rasa în special Husky. Și care e dresajul pentru tragă? Pui butuci în spate ca rochii să tragă? Ce? Nu, trebuie să aibă nativ treaba asta. Da, este tot un instinct moștenit. Și după aceea, când lași câinele să facă treaba asta, instinctul se trezește, funcționează și îi încurajează această trăire, să spun așa. Și apropo de chemarea străbunilor, da.